Salut! Eu sunt Anca Ștefania și astăzi la vlogul de 3 minute povestim despre cum poți să slăbești în mod sănătos și natural. Există ceea ce eu numesc Sfânta Treime, cei 3 factori care te vor ajuta să-ți atingi obiectivul. Înainte de a povesti despre ei, aș vrea să-ți spun că este foarte importantă modalitatea prin care vrei să-ți atingi obiectivele. În primul rând, atunci când te uiți în oglindă, dacă vezi lucruri pe care vrei să le schimbi și trebuie să le schimbi și nu mai poți și nu-ți mai place, vei avea un sentiment foarte diferit decât dacă te uiți în oglindă și spui: hei, asta sunt, mă iubesc și mă accept, dar știu că îmi voi atinge obiectivele, pentru că eu vreau să slăbesc ca să mă simt mai bine în corpul meu, ca să mă simt mai activă, ca să fiu mai sănătoasă. Două modalități foarte, foarte diferite. Prima vine din lipsă, vine cu greutate, vine cu luptă, iar a doua vine dintr-un spațiu de, ok, așa stau lucrurile, acceptare, iubire și siguranța, încrederea că îmi voi atinge obiectivul. Cei 3 factori. În primul rând, alimentația. Alimentația este extraordinar de importantă. Mulți dintre noi mâncăm pe fond emoțional, fără să ne dăm seama de acest lucru. Îți sugerez, dacă nu ai fost încă, să te duci la un coach sau la un terapeut, poate chiar și la un nutriționist, și să-ți faci niște analize. Poate că realmente ai un dezechilibru hormonal sau poate că ai, nu știu, un antecedent medical care te va împiedica de la a-ți atinge rezultatele. Este foarte, foarte important să înțelegi de ce mănânci. Sunt oameni care nu reușesc să se lase de zahăr, care pur și simplu sunt dependenți de zahăr. Eu am fost acolo și îți spun din propria mea experiență că da, este foarte dificil. Zahărul dă dependență, de 8 ori mai multă dependență decât dă heroina, ca să înțelegi despre ce vorbim. Și există niște bacterii în stomac care se hrănesc cu acest zahăr și tot timpul îți va trimite, mă rog, stomacul îi trimite creierului acest semnal că are nevoie de zahăr. Și pe de altă parte, emoțional vorbind, zahărul îți dă foarte mult confort. Este un fel de, nu știu, te simți așa warm and fuzzy atunci când mănânci ceva dulce. Trebuie să înțelegi în ce momente, pentru că sunt anumite momente cheie în care te vei duce să mănânci zahăr, că te simți stresată, că ți-e frică, că te plictisești și așa mai departe. Și în momentul în care înțelegi de ce simți această nevoie de a mânca, poate nu numai zahăr, poate că tu ai o tendință pentru sărat sau pentru alte lucruri, atunci vei putea și să schimbi comportamentul care vine ca urmare a emoției respective. În al doilea rând, sportul. Tu știi că eu sunt o mare amatoare de sport, predau și cycling și yoga și îmi place foarte, foarte mult. Sportul nu te ajută numai pentru a slăbi, te ajută și pe partea emoțională și mentală, pentru a-ți echilibra sistemul nervos și pentru a te simți mai bine în corpul tău. Eu îți recomand să faci 5-6 antrenamente dacă obiectivul este să slăbești pe săptămână. 3 cardio, poți să mergi la cycling, de exemplu, 2 de tonifiere și cel puțin o dată sau de 2 ori pe săptămână stretching. Stretchingul prin yoga sau pilates este foarte, foarte important. Iar în al treilea rând este acest element X. În elementul X eu aș pune, pe de o parte, repausul. Ai nevoie cel puțin o zi pe săptămână în care să te relaxezi și să nu faci sport și să-ți dai de asemenea voie să mănânci tot ceea ce vrei să mănânci și, pe de altă parte, ai nevoie de somn. Eu, de exemplu, nu funcționez ok dacă nu dorm cel puțin 7-8 ore pe noapte. Trebuie să vezi de câte ore de somn ai nevoie, astfel încât să simți că nu te trezești așa morocănoasă și că n-ai chef de nimic. Și din acest element X face parte, din punctul meu de vedere, și bucuria. Bucuria cu care tu vrei să-ți duci la capăt acest obiectiv de a slăbi. Dacă, nu știu, simți că nimic nu funcționează pentru tine, că orice îi face nu va da rezultate, ce să vezi, asta se va și întâmpla. Pe de altă parte, dacă ai siguranța și încrederea că totul lucrează pentru tine și că acest obiectiv se va împlini în mai mult sau mai puțin timp, sigur vei reuși. Sper că acest clip ți-a fost de folos. Te pup, zi minune!